Și-a vizitat soția și a ajuns în arestul poliției. I s-a întâmplat unui bărbat din Comuna Scoarța. Acesta a fost acuzat de violență domestică și obligat să nu se mai apropie de nevasta pe care a agresat-o sau de locuință. Pentru că nu a respectat ordinul de protecție, bărbatul de 51 de ani a fost reținut. La data de 22 februarie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat de 51 de ani din Comuna Scoarța nu ar fi respectat ordinul de protecție provizorie emis de polițiști. Din cercetările efectuate a reșit faptul că bărbatului s-a interzis prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițiști la data de 20 februarie anul curent să revină la locuința comună cu cea a soției sale de 45 de ani pe care ar fi agresat-o, iar acesta nu a respectat ordinul de protecție provizoriu prin faptul că la data de 22 februarie anul curent s-a reîntors la locuința comună situată pe raza comunei Scoarța. În cauza a fost întomnit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție provizoriu, iar față de bărbat, polițiști au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Bărbatul și-a petrecut noaptea în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj.